mult la lovituri și am văzut spectacol în ringul de aici, de la Varna. Pune un mic avantaj pentru Ismael Lond până acum. Însă această a treia repriză poate fi decisivă. Dacă vor obține o numărătoare unul dintre cei doi luptători, siguranță va câștiga decizia. A început mai bine această rundă Freddy Chiemaio. Chiar dacă iese pus pe curzi acum de adversarul său, Freddy Chiemaio a și reușit să conecteze câteva lovituri. Foarte puține lovituri de picior trimise de Freddy Chiemaio în acest meci. Încearcă o stângă la corp, acum Chiemaio încasează un croșet de adversarul său. Era pe pas înainte acolo Freddy Chiemaio. Și l-a prins bine cu croșetul de stânga la ficat, l-am văzut pe Ismael Lond lăsând cotul imediat după lovitură. Este un semn clar că a recepționat lovitura în plin. Și din nou stânga la ficat, din nou lasă cotul jos Ismael Lond. A trebuit să încerce și cu piciorul acolo sau cu genunchiul Freddy Chiemaio, să vedem dacă va reuși acest lucru francezul. S-a scurs primul minut din această ultimă repriză. Chiemaio are o condiție fizică foarte bună de obicei. Lasă și vede, a întors puțin meciul. El este agresorul în această ultimă repriză. Croșeu de stângă a încasat acolo de Ismael Lond. Că a obosit Ismael Lond. Da, să vedem dacă va reuși să întoarcă meciul în favoarea sa Freddy Chiemaio. Primele două runde nu a luptat așa francezul. De corzi, Ismael Lond lovește acolo Freddy Chiemaio foarte bine, o lovitură de genunchi, dă drumul și din nou dă drumul la brațe. Puțin mai mult de un minut din această ultimă rundă și văd și sânge acolo pe Freddy Chiemaio, probabil a fost tăiat. Schimbul de lovituri între cei doi, face pasul înapoi acum Ismael Lond, Chiemaio vine peste adversarul său, croșet de stânga bun, a încercat o lovitură de genunchi. Iată răspunsul lui Lond, a reușit el un genunchi. Vede că a obosit Ismael Lond, abia mai ține brațele în gardă. Freddy Chiemaio îl asaltează cu aceste lovituri. Însă conectează două drepte Ismael Lond și este în pericol acum Freddy Chiemaio. S-a clătinat acolo francezul. Stau cap în cap cei doi și trimit lovituri puțin mai mult de 30 de secunde din această ultimă rundă. Vine Freddy Chiemaio, trimite un croșet de dreapta, bun, încă o dată cu dreapta, croșet de stânga, încă o dreaptă, vine și răspunsul lui Ismael Lond, care pe care cei doi luptători pe finalul acestui meci, Freddy Chiemaio, mult mai bun decât Ismael Lond. Într-adevăr, ultimele 10 secunde din acest meci și cred că au trimis 20 de lovituri cei doi luptători, sala este în picioare aici la Varna. Meci pentru titlul mondial între francezul Freddy Chiemaio, care încearcă acum o lovitură de întoarcere blocată de Ismael Lond. Se termină meciul la decizie. Foarte spectaculoasă această repriză. Cred că dacă ar fi luptat de la început așa cei doi, am fi văzut un alt meci. Totuși, spectacol aici în ring. Ismael Lond, genul de luptător foarte puternic. S-a văzut câtă forță punea pe lovituri în primele reprize. Freddy Chiemaio a trebuit să stea la cutie pentru a rezista acelui asalt și a dat drumul la lovituri abia în această a treia rundă. Da, mă așteptam de la Freddy Chiemaio să fie mai agresiv și în a doua repriză. De obicei, el în prima rundă nu începe foarte puternic. Își așteaptă adversarul, vrea să-l cunoască. A dat drumul la brațe, poate cam târziu, Freddy Chiemaio. A reușit o repriză a treia, excelentă francezul. Să vedem cum vor puncta judecătorii acest meci. Să vedem și în aceste relori pe fața lui Ismael Lond. Este genul de luptător căruia îi place bătaia, îi place să încaseze, îi place să dea și el drumul la loviturile de braț. Așteaptă decizia. De pe margine se strigă extra round. Ismael Lond nu crede în această decizie. Să vedem ce spun judecătorii. There is no extra round for the title. Just a moment, please. Just wait for the decision.
The Belgium judge says 29-28 Lond. 29-28 Ismael Lond a decis primul arbitru judecător. Says 29-28 Chemaio. 29-28 pentru Chemaio, al doilea arbitru judecător, și să vedem ce spune al treilea. The Romanian judge says 30-29 the red corner Ismael Lund. 30-29 ultimul arbitru judecător, așadar victorie 2-1 pentru Ismael Lund în fața lui Freddy Chemaio. Victorie prin decizie pentru Ismael Lund, cel care devine campionul mondial la categoria grea a circuitului. Noi revenim imediat după o scurtă pauză cu